prefera să plec cu ei de acasă spre binele copiilor, repet, nu să stau la infinit să-i bată și să țipe la noi toți, da? Au fost acte de violență și față de mine, dar și față de copii. E adevărat, soțul meu nu e genul de bărbat care să bată o femeie până îi rupe dinții din gură, însă există violențe verbale, violențe fizice, nu de multe ori mi-a dat o palmă sau un ghiont, da? Mai ales în fața copiilor. Și lucrul ăsta i-a afectat mai ales pe copii. Copiii copiază comportamentul părinților, da? Adriana Bahmuțeanu a ajuns astăzi în fața instanței. Ce mă surprinde pe mine foarte tare, că tu știi foarte bine discuțiile mele din casă cu soțul meu și când el îmi spunea tot timpul că o să vedem în instanță, are el pile, blaturi și relații și o să rezolve să-mi ia copiii în instanță. Uite că îmi dă un semn de întrebare, faptul că o cerere trimisă ieri prin mail de avocata lui la ora 14 când s-a închis registratura a fost acceptată, ba mai mult i s-a dat un număr în avans față de numărul de înregistrare al cererii depuse de noi la ora 11, da? În acel ordin de protecție nu a venit cu niciun fel de dovadă. Singura motivație este faptul că micuții au fost rupți din casa lor, din mediul lor obișnuit. Este adevărat acest lucru, dar am preferat să plec cu ei de acasă spre binele copiilor. Repet, nu să stau la infinit să-i bată și să țipe la noi toți. În plus, Adriana a vorbit și despre sesizarea făcută de școala unde învață fiii săi către protecția copilului sector 1. Minorul elev în clasa 1-a a fost agresat fizic de tatăl său în spațiul școlar, fapt rezultat din relatarea verbală a învățătoarei. Cât privește locul unde locuiește în acest moment Adriana Bahmuțeanu? În momentul ăsta locuim la o familie foarte onorabilă, într-o casă foarte mare. E adevărat că nu au copiii jucăriile lor de acasă, e adevărat că nu au jocurile lor video cu care erau obișnuiți, dar voi rezolva și aceste probleme mari în viitorul foarte apropiat. În momentul în care se depune formular de ordin de protecție, cum am depus noi ieri, declară acolo pe formular că adresa la care mergi este secretă, da, până la soluționarea ordinului. O să vedeți că au copiii mei de toate, au de mâncare, au hăinuțe, au tot ce le trebuie în mare, da, până rezolvăm în câteva zile această situație. Și până când mă voi putea muta cu ei împreună la casa pe care o dețin în București.